Acțiunea de vaccinare antirabică a vulpilor este în plină desfășurare la Făgăraș, dar și în celelalte zone din țară. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin structurile sale specializate de la nivel central și teritorial, desfășoară campania de vaccinare antirabică a vulpilor de pe teritoriul României, prin distribuirea aeriană și distribuirea manuală a momelilor vaccinale antirabice. Potrivit comunicatului remis de ANSV-SA, acțiunea de vaccinare a început pe 11 mai și se derulează pe o perioadă de 30 de zile cu ajutorul a 24 de avioane care distribuie zilnic momeli vaccinale antirabice. Metoda aeriană presupune distribuirea a 25 de momeli vaccinale pe kilometru pătrat din avion, respectându-se regimul meteorologic, densitatea de distribuire și rutele de zbor stabilite de către specialiști. Totodată se face administrarea manuală a momelilor vaccinale care se realizează de către reprezentanții fondurilor de vânătoare împreună cu medicii veterinari din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare prin amplasarea de momeli la vizuină. La minimum 45 de zile după finalizarea acestei campanii se va evalua eficiența vaccinării. În acest sens se vor efectua examene de laborator din probele prelevate de la animalele recoltate în urma vânătorii pentru a se determina prezența anticorpilor antirabici post-vaccinali. 75% din suma cheltuită prin această campanie va fi suportată de Comisia Europeană.